Aproape că nu trece nicio zi fără o acțiune a polițiștilor de frontieră împotriva celor care introduc țigări ilegal în țara noastră. Pe timpul unor acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu țigări, polițiștii de frontieră Sighetu Marmației au descoperit și confiscat 16.400 de pachete cu țigări de proveniență ucrainiană, în valoare de aproximativ 150.000 de lei. Pe 16 august, polițiștii de frontieră și lucrătorii VAMAL din cadrul PTF Vicșan, județul Suceava, au efectuat un control amănunțit asupra unei locomotive românești care circula pe ruta Vadu Siret, Ucraina, Dornești, România. În urma acestuia a fost descoperită în compartimentul mașinilor, la ventilatoare, ascunsă și nedeclarată cantitatea de 470 de pachete de țigări de diferite mărci în valoare de 568 de lei. În urma verificărilor efectuate s-a stabilit că țigările aparțin mecanicului de locomotivă, cetățeanul român, domiciliat pe raza județului Suceava. Drept urmare, suceveanul a fost sancționat contravențional cu amendă în valoare de 5.000 de lei, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată în vederea confiscării. Ultima acțiune a oamenilor legii s-a încheiat cu focuri de avertisment, 4 indivizi ucrainieni reținuți și țigări confiscate. Polițiștii de frontieră au observat în apropierea frontierei de stat, pe direcția localității Baineț, județul Suceava, un grup de persoane care transportau mai multe colete voluminoase spre interiorul țării. Polițiștii de frontieră au procedat la interceptarea și somarea prin voce a persoanelor, însă acestea au ignorat somațiile verbale, au abandonat coletele și, profitând de întuneric și terenul accidentat, au încercat să fugă. Drept urmare, pentru reținerea lor, lucrătorii au executat cu armamentul din dotare 2 focuri de avertisment în plan vertical, conform procedurilor legale. În urma acțiunii, polițiștii de frontieră au reținut 4 bărbați, iar în apropiere au fost descoperite 27 de baxuri care conțineau țigări de proveniență ucrainiană. Imediat au fost anunțate și autoritățile de frontieră ale statului vecin despre caz, în vederea cercetării în comun a evenimentului. Acum au rămas fără marfă și, în plus, totuși au dosare penale pentru contrabandă și trecere ilegală a frontierei de stat.